Președintele interimar al țării vrea să reanimeze rezoluția Consiliului Europei privind condamnarea comunismului. Mihai Ghimbo a lansat o inițiativă în acest sens. Unii membri ai Alianței pentru Integrare Europeană nu susțin aspirațiile anticomuniste ale noului șef de stat, afirmând că în condițiile apropiatelor alegeri, anticomunismul nu are niciun rost. Mihai Ghimbo, în calitatea sa de lider al Partidului Liberal, președinte interimar al țării și speaker al Parlamentului, și-a demonstrat de nenumărate ori caracterul său controversat. Mihai Ghimbo și-a pus acesta tur în valoare trecând foarte repede de la o stare la alta și făcând afirmații pe care ulterior le și contrazice. Într-una din ședințele Parlamentului, Mihai Ghimbo chema deputații la amiciție. Este lupta de idei, nu lupta între noi. Noi nu suntem dușmani unul altuia. Noi luptăm pentru idei. Și e corect, aceasta înseamnă democrație, fără insult și fără punerea notelor. La scurt timp, președintele Parlamentului a uitat îndemnul lansat anterior, făcând declarații contradictorii celor precedente. Și comunismul și fascismul e același lucru, dacă vrei știi. Și unii și alții au omorât sute de milioane de oameni. Dar fasciștii în timp de război, dar comuniștii în timp de pace au omorât sute de milioane de oameni. Liderul liberalilor s-a făcut remarcat pe arena politică nu doar datorită controverselor și caracterului său schimbător, dar și inițiativelor lansate. Eu am spus că noi trebuie să examinăm, să îndeplinim rezoluția adunării parlamentare a Consiliului cu privire la condamnarea crimelor comunismului. Consiliul Europei a adoptat rezoluția privind condamnarea crimelor regimurilor totalitar comuniste acum 3 ani, generând dispute aprige. Delegația din partea Rusiei în APC a declarat atunci că adepții rezoluției pledează pentru rescrierea istoriei și declararea nelegalității regimului comunist din fosta URSS, fapt care condiționa reexaminarea tuturor deciziilor de nivel internațional cu participarea URSS. În final, denumirea rezoluției a fost schimbată, sintagma crimele comunismului fiind înlocuită cu crime regimelor totalitar comuniste, fapt care exclude condamnarea ideologiei, dar concentrarea asupra crimelor comise de regimul în cauză. Deputații moldoveni nu înțeleg de ce la 3 ani după adoptarea acestei rezoluții, Mihai Ghimbo pledează pentru reanimarea acestui document, mai ales în acest moment când colegii săi de coaliție încearcă să obțină de la comuniști cele 8 voturi necesare pentru a alege președintele pe care și-l doresc. Scoaterea din naftalină acestui document, care datează cu anul 2006, este de neconceput acum. Într-adevăr, acum 3 ani Europa a condamnat regimul comunist pe timpuri, însă nu se poate pune semnul egalității între partidul nostru de astăzi și ceea ce a fost cândva. Din punct de vedere juridic, acest lucru este nonsens. Noi reacționăm foarte calm la provocările liderilor noștri. Ei, în loc să șteargă praful de pe documentele vechi, mai bine s-ar gândi ce să facă în 2010 în țara. Să se gândească că trebuie examinat bugetul, că trebuie să asigure populația perspectivă și să le explice în ce direcție merge țara. Membrii Alianței pentru Integrare Europeană nu sunt foarte entuziasmați de ideile lui Mihai Ghimbo. Aceasta este opinia domnului Ghimbo. Consider că în acest moment avem multe probleme care trebuie soluționate. Acest lucru se referă și la autorități și la opoziție, la întreaga societate. Acum trebuie să întreprindem ce este necesar pentru a soluționa aceste probleme. Dumitru Diacov consideră că totul depinde de faptul dacă comuniștii vor vota sau nu pentru Marian Lupu. Sper că acum domnul Ghimbo nu va propune examinarea acestui document. Dacă președintele țării nu va fi ales, ar putea să lanseze această propunere și abia atunci vom vedea ce e de făcut. Deputatul PCRM Vadim Mișen susține că Mihai Ghimbo s-a grăbit cu disperare să condamne crimele regimului comunist, sugerându-i să citească noul program al PCRM. În programul nostru este clar notificat că luăm cei mai buni din fostul Partid Comunist al URSS și facem abstracție de la ceea ce a fost negativ. Din 1993 există un partid cu totul nou al comuniștilor. Și ce dacă în denumire persistă cuvântul comunist? Oare ideea comunistă nu s-a născut în social-democrație? Dacă ar fi să ne conducem de logica celor care pledează pentru interzicerea PCRM, haideți să interzicem atunci și partidele social-liberale, deoarece acum 3 ani în Europa se afirma că comunismul înseamnă ceva rău. Ideea lui Mihai Ghimbo de a interzice organizațiile comuniste nu este împărtășită de colegii săi din Alianța de Guvernământ. Nu știu ce a afirmat Mihai Ghimbo. Cred că în această situație nu trebuie să vorbim de interzicerea unui anumit partid, dar să căutăm o variantă de compromis. Consider că acest lucru ar fi mai corect. Fiecare din noi are părerea sa. Надо искать компромиссные варианты.